Domn director, cum a fost acest început de an școlar? Este mai greu începutul, până când se obișnuiești copiii, se obișnuiești cu învățătorii, clasele în care au fost repartizați, că a trebuit să facem niște schimbări datorită faptului că noi am hotărât în Consiliul de Administrație, respectând, bineînțeles, regulile. Clasele pregătitoare și clasele 8 se învețe fizic, iar de la clasa 1 până la clasa 7, hibrid. Jumate-jumate. Jumate vin la școală, jumate stau în online. La o săptămână se schimbă. Singura concesie care am făcut-o este la clasele pregătitoare, care le-am programat A și B la ora 9, C și D la 9:30, la 10 eu și F. Asta pentru prima zi de școală. Pentru prima zi de școală, câte două clase în colțurile terenului, așa, cu respectarea distanțării, 10 minute atât stau copiii cu părinții, pentru că sunt clasa pregătitoare și este mai greu, unii deja au început să plângă, că el i-a lăsat. Dar numai 10 minute, copiii sunt preluați de doamne învățătoare, duși în clasă și părinții părăsesc curtea școlii. Asta numai în prima zi. De mâine nu va mai intra niciun părinte în școală. Sunt părinți care au spus că nu-și aduc copiii la școală? Nu. Nu, nu. Până acum n-am avut. Decât două cereri, bineînțeles motivate, cu doi copii care au probleme de sănătate, atât. Răciți sau... Nu, nu. Alte probleme... Deci... Cu probleme medicale și, într-adevăr, sunt justificate. Puteți să ne spuneți, o ultimă întrebare am, regula florilor în acest an școlar? Eu am spus toate florile să le adune, să le pun acolo în curte. Să nu mai vină cu flori. Eu am anunțat asta, dar văd că părinții nu vor să înțeleagă. Nu au nevoie de flori. Asta le aducem când tot trece pandemia. Dacă avem plăcerea, trece pandemia până martie, de un 1 martie sau când doresc dumnealor și au... Țin neapărat să aducă, dar colegii mei n-au nevoie de așa ceva.